În 2021 se vor schimba toate buletinele. Acestea vor conține pe lângă fotografia titularului și un chip cu două amprente digitale. Dacă actuala carte de identitate nu expiră înainte de 2021, nu este nevoie să o schimbați. E valabilă 10 ani de la data emiterii. Punerea în circulație a cărții electronice de identitate se realizează în termen de 18 luni de la data emiterii primei cărți electronice de identitate, se arată răspunsul Direcției pentru Evidența Persoanelor și administrarea bazelor de date. Acest lucru trebuie să se întâmple în luna iulie acestui an. Proiectul de lege a fost trimis anul acesta la comisiile permanente ale Camerei Deputaților pentru raport suplimentar. Costurile emiterii nu au fost stabilite încă, însă în majoritatea statelor UE, taxa pentru noul buletin este între 15 și 20 de euro. Cei care nu doresc cardul electronic cu chip pot opta pentru cardul de identitate simplu. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne spun că este nevoie de noi acte de identitate pentru că actualele acte sunt emise cu o tehnologie veche de peste 20 de ani. În plus, este nevoie să ne aliniem cerințelor Uniunii Europene legate de securizarea documentelor în contextul combaterii terorismului și al migrației ilegale. Primele cărți electronice de identitate ar putea fi emise chiar din acest an.